Adriana Codruț, avem un critic tânăr și reputat, Bogdan Crețu, și avem un volum excepțional, Areal, antologie de poezie 1982-2007. Eu sper că începând din acest moment când cartea există, ea chiar să-și facă treaba. De ce? Pentru că o citesc, o recitesc, așa cum am făcut-o la un moment dat cu majoritatea poeților, nu numai obzeciști, și îmi dau seama că, într-adevăr, acest nume nu trebuie să lipsească din nicio listă, fie ea cât de exigentă. Despre poezia Marianei Codruț, sigur, și aici cred că se poate opera cu concepții diferite despre obzecism. Obzecismul acesta nu e atât de unitar pe cât apare el din manuale sau din istoriile literaturii. Nu toți poeții respectă acea formulă a ironiei, a intertextului, a meta-literaturii, până la urma unei poezii cerebrale. Dacă îngăduiți, o să vă citesc două poezii. Le-am ales așa, mai potrivite pentru moment. O poezie din volumul Ultima Patrie, a apărut în 2007, se cheamă Stați liniștiți la locurile voastre, adică ceea ce a spus Elena Ceaușescu în ziua mitingului fugilor. Nu vă lăcomiți, stați liniștiți la locurile voastre. Se aude prin veacuri vocea de aur a păsării măiastre. Ea a renăscut din propria-i cenușă, pui mulți au ieșit din ouăle ei negre, pui nu dezbrăcați, nu desculți. Cu mii de ciocuri din inox albe și strălucitoare ne plesnesc peste degete, ne extrag din gâtlejurile nepatriotice, flămânde polenul lins de pe floare. Vă mulțumim și noi, doamna Mariana Codruț.